putem începe. Deci, având în vedere ordinea de zi care v-am ajuns, și îi propun reaprobarea ordinea de zi. Cine e pentru? Deci, m-am uitat. Deci, abține și împotrivă nu sunt. Trecem la primul punct din ordinea de zi. Este proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiune de funcționare de dezvoltare la sfârșitul trimestrului 3/2016. Deci, înscriere la cuvânt. Domnul Chichelu. Am cineva? Poftiți, domnule. Deci, doamnelor și domnule consilier, așa cum știți la ședința din 29 noiembrie. Punctele care avem pe ordinea de zi nu au fost trecute prin motivul că nu mi s-au adus materiale într-un timp util pentru a fi studiate. Deci, în speță, le-am primit luni la ora 16, ședința având loc a doua zi la ora 16. Nefiind timp suficient. Bun, am scripuit doar din materiale. Au scripuit și colegii mei. Trebuie să spunem clar de ce nu am trecut. Neavând materiale la timp, legea prevede că în termen de 5 zile, făcându-se invitația, trebuie să avem și materiale de ședință. Nu am să spun, nu vreau să fiu vehement, dar voi punta și voi fi foarte respectată. Că să spun în sensul că la rectificarea bugetară, nu vreau ca un coleg, că aici suntem niște colegi în acest consiliu, sau tind să cred că suntem niște colegi. Nu vreau să vină cineva să ne denigreze, ci să spună, în speță doamna vice, să spună prin sat, să vehiculeze că nu au trecut, s-au luat banii de la copiii defavorizați, de la copiii handicapați, de la persoane cu handicap. Nu s-au luat salariile în primărie. Datorită nouă, adică, în speță, opoziția. Eu trei și cu colegii din față. Da, să pentru ce, doamnă? Vreau să spuneți și mie. Deci, da, doamnă, eu vă întreb și dumneavoastră răspundeți, da? Deci eu vă întreb. Dumneavoastră, dacă mă întrebați ceva, vă răspund. Deci, doamnă, eu nu ridic tonul. Doamnă, vreau să ne spuneți și nouă colegilor, toți care suntem... Ați dumneavoastră, pot să vorbesc și eu acum, doamnă, vreau să vă întreb. Nu mă lăsați ca să vă întreb? Atunci vorbiți dumneavoastră. Dar nu v-ați întrebat înainte. Vorbiți, doamnă. În primul rând, nu nici nu ați ascultat întrebarea, nici nu știți ce vreau să vă întreb. Păi mai înainte nu v-ați întrebat. Când se vehiculează în sat, că am vorbit undeva, puteți să-mi spuneți? Doamnă, vreau să vă întreb doar atât. De ce dumneavoastră... Nu am zis eu, deci nu puteți să mă acuzați prin o întrebare. Deci dumneavoastră vreți întrebare și mă acuzați. Dați întrebare, domnule. Domnul, nu mai pot să-i adresez întrebarea. Dacă doamna știe atât de foarte bine informată, ce să mai spun? Ce să mai spun? Nu mai am nicio întrebare să adresez. Păi dacă în cazul ăsta dumneavoastră ni denigrați pe noi colegii, la fel am să fac și eu cu dumneavoastră. Și vă spun, din dura trecută din 29, la fel vă spun și astăzi. Dați-vă demisia. În fiecare lună vă cer demisia. Nu aveți ce căuta în această primărie, nu știți cu ce se mănâncă, nu știți administrație publică, nu știți nimic. Vă rog frumos să vă dați demisia. Asta vă rog. Nu ne-am abătut, domnule. Nu ne-am abătut. Dar pot să vă spun și eu. Deci domnul președinte, nu ne-am am bătut de la ordinea de zi, eu am spus clar, doamne, nu vreau să mă denigrez nimeni atâta timp cât nu am trecut nefiind în măsură să studiez materialul de ședință, nu aveam nicio posibilitate, deci să-i dau drumul. Cum să-i dau drumul? Să mă închid? Dumneata, i-ai dat drumul la ceva? Vrei să te închizi singur? Eu nu fac așa ceva. Deci trebuie studiat înainte. Păi da. Nu puteți să mă acuzați printr-o întrebare. Clar, aduceți-mi argumente cum ne-am vorbit. În ședință, imediat după ședință. Doamna, dumneavoastră v-ați dus în sat și ați vehiculat, ați împrăștiat. Doamna, nici un exemplu. Ați împrăștiat materialul propagandistic în motiva noastră. Nu există așa ceva. Absolut, nu avem nicio probă. Nu vreau să v-ați învățat încă de la început. Nici nu am fost învățat, nici nu am fost constituită pe post. Pe viceprimar, vreau să-ți dau demisia din prima mea. Cu ce s-a cheltuit? De unde s-a luat bănuțul? De aici. S-a mutat aici. Vrem să știm și noi.
Nu mai facem. Bun, că e revoltat președintele acum. S-a inflamat și madam viceprimar. O să se inflameze și altcineva. Mă rog. Dar vă rog frumos, veniți la următoarea ședință, exact cum a punctat colegul meu. Veniți frumos, exact. Unde s-au luat banii, ce s-au făcut, unde s-au dus. Mulțumesc frumos. Asta este la treaba obicei. Doamnă, v-am mai întrebat ceva? Nu, nu, nu m-ați întrebat, trebuie să răspund. Ați întotdeauna întrebat și acuzat. Dacă mai are cineva de priatul... Nu mai țipați la mine, că eu mă informez mai tare. Exact cum ați gata, vă rog. Și vă rog, nu țipați cum este un pic deplasat de la punct, dar două cuvinte. Tot cum a spus colegul meu, toate cheltuielile trebuie să trecute prin Consiliul Local. Deci toate cheltuielile, inclusiv un leu, trebuie trecute prin Consiliul Local. E o problemă cu 14-15.000 de euro, sau că este încredințare directă, e o altă problemă. Dar cheltuiala un leu, dacă se face, se trece prin Consiliul Local. Așa spune de problemă, din câte am studiat. Mulțumesc. Deci, după... Da, altcineva? Din discuție, deci din cuvântul luat de către cei doi consilieri, am constatat că nu s-a vorbit la obiect despre proiect de hotărâre supus dezbatere. Tocmai de asta am spus, mă scuzați că intervin, că nu avem ce discuta dacă nu știm cheltuielile exacte care s-au făcut și care se vor face. Ce să mai discutăm? Supunem la vot. Plus, minus, s-a... acolo. Da, dar sigur, am explicat și acum două ședințe în urmă, faptul că în regulamentul de ordine interioară se permite orice, orice consilier local și să ia legătura cu organ de specialitate al primarului și să studieze tot ce dorește în speță. Cheltuieli, eu știu, hotărâri și trebuie de astea care se luau în legătură. Păi, când să se ia, domnul, cum mă ridică picioare, mă apucă, când să se ia în 20 de ori, în 10 ori, când se ia? Aveți dreptul să faceți acest lucru. Ne-am petrecat, dar dumneavoastră v-ați prezentat nici măcar la ședință. Deci nici la domnul Văcar. Cine m-a convocat? Vreau să știu, domnul Moise. Domnul Moise te-a convocat. La ce oră? La ora 14. La ora 14 și m-a la ora 14 și mă convoc. Și atunci ce spui la ora 5 ore? Materialele de ședință la ora 16. Și atunci ce mă pui absent dacă nu am fost? Eu nu te-am pus absent. Cum ai potriti? Nu, eu nu te-am pus absent. Nu. Cum adică? Deci faci de ce? De ce nu m-ați chemat cu 5 zile înainte? Nu, cu 5 zile nu ne-ai chemat nici pe noi. Și atunci deci materialele de ședință le-am primit. Deci domnul Văcaru, te rog frumos, materialele de ședință. Nu te-am pus eu. Dar cine am? Nu te-am pus eu. Nu este rușine așa? Nu mai vrei numai așa cum să ne invitați. Când ne-au parvenit materialele de ședință? Da, de ce? Când ne-au parvenit materialele de ședință, domnul Văcaru? Și eu când am venit luni la ora 15. Nu așa. Ședința a avut luat acolo, cam azi, da? Când aveați zis să studiați? Domnul Moise, domnul secretar? Am stat că nu m-am dumerit. Nu ne-am zis. Trebuia să mă provoci înainte, domnul. Te rog frumos că pot să stric și eu. Nu, nu, nu. La ora 3:30 te-am sunat să-ți la ședință. La 3:30 mă sun? Mă sun cu azi înainte? Dar nu eu spui datoria. Și atunci, apoi am creat acolo. Nu m-am prezentat, eu s-am prezentat vieta. Nu așa, domnule. Mă convocați o zi, domnul, înainte veneam. Atunci haideți că transformăm ședința, vorbim frumos. Transformăm ședința. Alo, ați luat ședință. Băi? Da. De ce s-au trebuit? Nu ai dreptul să vorbești. Dar nu ține ce faci un ordinul ăsta. Nu ai dreptul să vorbești. Nu ai dreptul. Nu ai dreptul. Dar cine-i vorbit? Da, luați-o. Dar cine-i vorbit? Dar de ce sunteți aici? Nu faceți nimic pentru comunul ăsta. Stai așa, dar ce facem? Poate jumătate de bătă. Așteptați, domnule? De la cine? Am dorit să scapă la scurt. Dar de când ai spus să ne conduci pe noi? Nu, domnule, dar poate să te spui. Poate să te spui. Poate să comuna asta, bate joc de comuna asta. Domnule, știi, te încheiați un pic ședință. Dar un pic prins. Cine ați dat-o? Voi constatat. Cine să boicot? Chemați poliția, domnule. Dar ce face? E ședință de Consiliul Local și se discută probleme foarte. Dar ședință de Consiliul Local pot participa cu Consiliul Local. Dar nu să iasă pentru. Domnul președinte, vă rog din suflet, luați dumneavoastră măsuri. Deci la ședință vorbesc consilierii, vă rog frumos, numai dumneavoastră puteți să dați
dreptul la întrebări invitaților. Domnul David, eu ce am întrebat foarte frumos, cine mai are de să se înscrie la cuvânt, e rândul consilierilor. Am înțeles. De cum să... Deci... Deci dați-mi și eu, vă rog frumos, dreptul la replică. Replica cui? Poftim? Replica cui? Ce mă acuză și domnul Petrică și, referitor la acest punct. Prima mea întrebare, dacă vă spărați, dumneavoastră sunteți președintele comisiei... Nu. Și mai departe. Deci nu este în calitatea dumneavoastră să anunțați consilierii din comisii pentru ora și data când se... Domnul președinte, cu tot respectul, ce scuzi că vă întrerup. Domnul consilier, pe care a fost anunțat? Deci, am înțeles că între ei... Deci, mai puțin, domnul Moise, stați să definim bine. Domnul Moise este secretar de comisie, eu sunt președinte. A fost anunțat. În primul rând vreau să spun, să-i transmit domnului Văcaru, că eu nu v-am pus absent, domnul Văcaru. Domnul Văcaru, de la mine, nu o să găsiți o minciună. Mai mint în altă conjunctură. Nu v-am pus absent, vă repet. V-a anunțat domnul secretar, i-am spus, domnule, nu pot, sunt plecat, anunțați oamenii să vină, l-a anunțat. Este și datoria lui de secretar. Eu v-am spus o singură remarcă și cu asta încheie. Deci, deci o să vă convoc la fiecare Domnul președinte, vă rog frumos. Noi suntem consilieri mai noi. Până la urmă, pe lângă regulamentul ăla de funcționare, vreau să știm toți. Domnule, în atribuțiile cu intră chestia să ne anunțe și să ne prezentăm la ședința pe comisii. Și care este procedura? Cu telefon, cu științare, cu bunica Emuța, cu personal sau trimitiți un misionar? Ca să nu mai vă certăm de 3 ori, care pe care anunță, care pe care sună, la ce oră? Care este procedura? Nu sunteți mai vechi? Și vă rog să spuneți. La capitolul așa. Privind funcționarea Consiliului Local, desfășurarea ședinților. Deci ședințele Consiliului Local sunt publice, ca să dăm... Da. Adică... Explicați, domnule David. Ordinea de zi a Consiliului Local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte, de cum și mai departe. Nu ne-a cărcit acum. Nu, e vorba de știință, de convocare. Președintele de comisie anunță membrii comisiei. Cu cât timp și cum? Nu scrie. Rapoartele sunt întocmit de secretar sau de către un consilier numit de comisie, după care sunt dezbătuți și votați. Da, dar... Specifică vreun termen, vreo modalitate, scris, verbal, specific, orice... Nu specifică, asta e la atitudinea președintelui de comisie. Însă cu tot respectul, domnul Văcaru, cu tot respectul care vin vor, ca și consilierile, eu vă spun sincer, deci sincer și la modul cel mai serios, această zâzanie care s-a băgat între noi, nu am început-o eu, nici domnul, nici doamna. Deci noi am. Nu, domnule. Deci, domnul meu, eu nu vreau să acuz pe nimeni. Însă, dacă ni se aducea materialele de ședință la timp... V-a adus domnul primar, nu? Deci, domnul Adrian, haideți să încheiem deja, că deja e obosit domnul și el. Haideți să încheiem, că deja mă obosit, domnule, chiar serios. Deci, e enervant și obositor. Haideți să încheiem ședința. În mandatul trecut era foarte clar, ca să-i răspund și tu, domnul Ior, era foarte clar. Primea materialul un pic mai înainte, ce era un obicei, înainte cu ședință, înainte de ședință cu o zi, țineam ședința pe comisii la ora 3 sau 2. Nu se poate face în aceeași zi. O facem cu înainte cu o zi, hai să stabilim înainte. Ferească-mă, Dumnezeu. A doua problemă. Nu, eu i-am spus nu, domnule. A doua problemă. Am cerut frumos și noi niște materiale. Cred că nu e un efort extraordinar să ni se dea cu câteva zile înainte să putem să le studiem și nu mai există aceste divergențe între noi. Vă întreb, domnul consilier. Deci, modalitatea prin care să intrăm în poziția materialului. Și venim? Cum hotărâm acum? Domnul Goagă. Două zile, trei zile. Deci, comisia numărul 3, inspecție, eu președinte, domnul Moise secretar, spun așa, în momentul în care mi-a venit invitația de ședință, eu cu 5 zile trebuie să am materiale să le studiez. Pentru că voi chema colegii să le studieze și ei. Cu asta, domnul președinte, eu am cerut personal ca să mi se dea. Am cerut doamnă ca să-mi dați acasă. Mi s-a dat rândul trecut. Contractul ăsta? Nu. Dar eu așa am cerut. Frumos, civilizat,
doamnă, când mi se trimite plicul, atunci să primesc. Ați spus așa, puteți să-mi trimiteți ori pe e-mail. Nu? Păi da, asta vreau să spun. Am căzut de acord. Doamne, trimiteți-mi scris. Dacă nu, puteți să-mi trimiteți și pe e-mail. Deci nu e nicio problemă. Însă nu mi-a venit nimic. Mi-am primit scrisoarea. Da, da. Haideți să discutăm acum vis-a-vis de materiale. Aveți toată lumea are adrese de mail? Nu, doamne. Și nici nu se poate adrese de mail. Bine, dați scris. Da, deci da. Deci dumneavoastră sunteți obligate. Oricum, scris, mail sau orice. Vis-a-vis de cea, doamna secretară, consilierii nu cred că putem discuta tot adică primul mail ca să luăm... Nu, 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 știți ideea care era? Să mă documentez eu acasă până când vin la ședința pe comisie. Ca să știu și eu despre ce este vorba. Că într-o oră nu pot să parcurg pașii ăia și 5 foi sau 10 foi. Acasă mă documentez, vin aici și cu colegii dezbat. Dom'le, punctul ăsta mi s-a părut așa. Este sau nu? Spune clar și în lege. Se poate transmite prin mail. Și veți primi cei care aveți adresă. Da. Și care? Dom'le. Material. Trimiteți primul. Nu e nicio problemă. Dar să avem măcar. Da. Pentru că noi, dacă nu ne documentăm, cine este pe noi aici și pentru ce? Împotrivă se abține? Lasă-mă așa și aia. Da. Deci 13, da? 13. Nu mă lasă așa. Următorul proiect de coordonare de lege. Deci, domnul Adrian, explicați și colegii dumneavoastră. Este bunăvoință din partea noastră? A fost bunăvoință? Cu toate că ne-am lăsat la urmă. Gata, domnul. Îți las până de două. Deci, proiect hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2016. Vis-a-vis de acest proiect, dacă aveți lor de interviu. Da, domnul. Dacă, domnul președinte, vă rog frumos să vă mai uitați încă o dată, să mai faceți încă o dată întrebarea dacă vreo unul dintre colegii mei vor să se scrie la cuvânt. Imediat. Acum văd că sunteți ocupat. Altcineva dacă mai dorește să scrie la cuvânt? Poftiți, doamnă. Ne fiind doamna contabil aici, îmi permit cu destulă modestie să-l întreb pe domnul Adrian. La sănătate, zero. Cultură și religie 197. Învățământ 2227 a rămas la fel. S-a mai dat la autorități publice, bun la cheltuieli. Dar la protecția mediului, 20.000 de lei. Unde s-au dus? Pentru că, de exemplu, eu poate știu ceva, dar știu poate o mică parte, fără mă din ceea ce li s-au dus acești bani. Hai să mă lungim. La rectificarea bugetului, așa, vi s-a spus și prima oară că e vorba de suma de 80. Din care 20 către mediul, protecția mediului, dar din secțiunea de finanțare. Deci așa. Plus 80 la... Noi găsim cheltuieli la secțiunea... Nu, noi găsim la secțiunea de finanțare. Plus 80.000 de lei. Bun, dar... Ce s-au făcut concret? Pentru că știți care e povestea. Haideți să vă spun pe dreapta. Sunt puțin iritat, pentru că mi s-a spus o sumă în ședință. Așa. La ceea ce s-a făcut, nu știu dacă, dar mă rog, hai să nu fiu răutăcios, să fiu luat, nu știu cum, catalogat, oaia neagră din această ședință. Dar mi s-a spus o sumă la deformatarea șanțurilor, la ce s-a lucrat acolo, așa. Și acum observ cu stupoare că deja e altă sumă, e aproape dublă. Sau chiar triplă. Puteți să-mi spuneți ceva legat de... Nu știți nimic. Ce sumă? De promovarea șanțului dintr-o dușă? Păi nu, șanțului. Ne-a spus o sumă. Așa. Pe care eu vă repet de la ședința trecută. Dar, domnul Miteos, se regăsește la capitolul... Nu mai găsesc, dar trebuie, dar la cheltuieli aici. Nu, vorbim de rectificarea bugetului. Dar vorbim de rectificarea, nu de secțiunea. Ăsta a fost proiectul. Proiectul ăsta e trecut, mă. Deci aici e vorba... Lăsăm la divers. Da, deci aici e vorba doar de rectificarea de 80, din care 60 s-au dus către autorități publice la salarii și așa. Pentru ce? Pentru salarii? Da. Așa? Deci aici e vorba de Da. Deci aici suntem acum. Cred că ești la primul. Da. Bun, am... Așa? Plus protecția mediului 20, care s-au dus către banii de bunuri. Asta este. Deci aici... Da, pe noastră. Păi, domnul președinte,
Deci 20.000 de lei la protecția mediului. Așa. Care i-am pus unde i-am pus? S-au dus banii către bune, către adis. Salubrizare. Salubrizare. Deci s-a explicat că este categoria 6 sub punctul 3, 6-3, nu? Parcă așa zicea. Corect. Dar ce datorii, la momentul discuției, mai avem către adis? Către gunoi. Da, deci faptul nu se încasează. Am avut discuții și... Da, bine, dar puteți motiva de ce nu se încasează? Se va da dispoziție în care se va trimite pe teren. Exact, banii cu apă, exact așa... Păi nu, dar la ședința trecută, așa. un consilier între noi a ridicat problema că se angajeze oameni. Nu, nici nu trebuie, pentru că avem om care încasează apă, poate să încasează, să facă și da. Să ducă pe curier, mă rog. Dacă tot intră la atribuție... Dar nici nu trebuie să angajeze omul pentru asta. Deci nu se poate. Care ar fi? Deci, concret, care ar fi? Deci, cu subiect și predicat, care e suma de plată la gunoi? Pentru că, să o spunem pe aia dreaptă, neoficial, e posibil să nu ne ia iar să ne șantajezi peste o săptămână, peste două, să nu ne ridici gunoi? Și v-am explicat și în ședința trecută. Ei încă se așează lucrurile. Nu e chiar așa. Probabil la anul se vor finaliza tot ce înseamnă acte, tot ce înseamnă documentație. Și... de-abia atunci o să trebuia să se întâmplă în primul tot. Păi da, da, lucrurile singur așa, noi suntem la sfârșitul anului, da? Mai avem câteva zile din acest an, intrăm în anul bugetar 2017. După care... undeva prin iunie, iulie. Nu, 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 dar după care eu mă întâlnesc acum cu diferite persoane, foarte mari, la nivel central, la funcții suspuse, care spun că deja cu noi o să va scumpi. Știți ceva referitor de... Să va scumpi cu 0,1 bani, ceva de genul ăsta, nu? Am înțeles. Chiar dumneavoastră ziceați. Da, chiar dumneavoastră ziceați. Discuțiile au fost apropiate și târziu. Și la prestat și la societate și cu asta voastră. Da. Am înțeles. Cec mal nou, cu alte tarife și cu alte chestii. Altcineva dacă mai are de intervenit, vis-a-vis de rectificarea bugetului. Tu pune la vot, cine este pentru? Ultimul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele autorităților administrației publice locale în justiție. Era vorba de angajarea unui avocat privind procesul dintre autoritatea pentru trustul și o persoană, da. David, nu mai cum Lucica. David Lucica. Da. Discuția a fost purtată și ședința de marți, dacă acum sunt intervenți. Da, domnitor. Domnul președinte, doamnelor și domnilor consilieri, deci la ședința din 29 am spus clar să nu mai angajăm. Ne poate reprezenta oricine din primărie. Nu este cazul să mai angajăm un avocat. Se poate duce și doamna secretar, și un consilier, și domnul... Ce autoritate sunteți dumneavoastră, ziceți chestia asta? Că adică eu chiar așa, ai impresia că eu am angajat numai de dragul de a fi avocat? Nu am impresia de a fi avocat. Deci în 2011 am înțeles că a mai fost angajat un avocat pentru un caz. Dar nu mai rețin exact. Pentru Poșta Română. Poșta Română, exact. Asta s-a întâmplat în 2011. Da. Iar dumneavoastră... A pierdut în primă fază, au făcut apelul cu avocatul. A spus că știați în mandatul meu. Deci nu a fost în mandatul nostru, că am fost consilier. Nu mai dezgropăm orice acum, doamne. Deci eu vă rog frumos, nu punem să mai plătim avocatul, cum a spus, că plătim cu 700 de lei, 7 milioane, se poate duce oricine și cred că oricine ne poate reprezenta sau poate reprezenta OAT-ul în justiție. Bun, întâmpinare, preîntâmpinare. Respingeți proiectul. Cum? Cum respingeți proiectul? Deci asta sună formă de șantaj. Nu, dar nu e formă de serios, șantaj. Serios, deci modul de exprimare, Ascultă-o-le. Deci v-am explicat. Marți cum s-au lucrat, da? Așa, e nevoie de autoritatea asta, de avocat în instanță. Dacă nu va trece și va veni curtea de conturi, vi se impută dumneavoastră celor care dar nu... Ce să mi se impută, doamne, dar secretarul nu trebuie să fie și judecător pe post de jurist? Deci, în momentul... Nu se impută. Dacă nu se aprobă, nu trece prin Consiliul, nu trece. Asta bun, nu trece. Și curtea de conturi când va veni... Deci veniți cu oameni țară. Dar nu credeți să nu trece. Dar nu puteți să nu treceți. Să nu treceți. Deci asta chiar sună amenințări. Puteți să nu treceți. Nu, dar nu... Dar și ce aveți împotrivă ca să nu se ducă altcineva din primărie? Și să nu mai dăm banii pentru noi? Dumneavoastră, calitatea... secretarul comunității pentru Trotuș. Puteți să ne reprezentați în instanță?
Nu, eu am științe administrative. Deci nu are studii juridice. Nu m-am întrebat de studii, dacă... Nu. În calitate de secretar. Da, da, secretar. Secret... Nu. Deci, întâmpinări fac. Păi de aici e vorba de întâmpinare, doamne. Da, de aici e vorba la curtea de apel. La curtea de apel, deci nu poți să trimi doar o întâmpinare. Acolo trebuie să te prezinți în instanță. Toate OAT-urile, dacă vă uitați în jur, toți angajează avocați. Nu merge secretarul. Deci trebuie să meargă un avocat, un jurist. Păi atunci în cazul ăsta... Acum merge juristul, da. Atunci în cazul ăsta, oricine, ca să vă spun, pe, să vă spun așa, pe vorba românului, oricine, dacă vine mușcat în cățel, care i-a ieșit din curtea primăriei, se duce și dă primăria în judecată, pentru că a mușcat un câine din primărie. În speță, primarul, se duce, angajează un avocat, un jurist, dar îi trebuie să plătim din banii OAT-ului, ca să îi reprezinte că, domnule, ce ați făcut cu acel cățel care a ieșit din curtea dumneavoastră și a mușcat persoana în stradă? Nu, asta deci, se spune, dar nu e, deci, domnul Adrian, aici nu e vorba de să zâmbim, să redim. Aici vorbim pic. Mă grucesc la ce invenție fac. Da, deci, nu se intră în consiliu. Ți-am zis, sunt și cazuri care, pentru terenuri, case amplasate pe parcele greșite sau așa, sunt deci, instanță... foarte multe cazuri. Foarte multe sunt. Dar sunt cazuri care necesită avocat. Dar la curtea de apel trebuie să meargă avocat. Deci la judecătorie, tribunal, da, trimiți o întâmpinare, dar aici trebuie avocat. Asta vreau să întreb. Vis-a-vis din procesul care îi zic o câțiva ani privind legea funciară între Comisia Locală, mai bine zis, și domnul Ardelean, dar nu știu cum îl cheamă, de la Luenic. Acolo a fost angajat avocat sau numai prin întâmpinare sau nu? Nu, numai prin întâmpinare. Păi și omul a câștigat, doamnă? În primă instanță am înțeles că a venit în ședință și a câștigat. Și după care a făcut recurs, nu? Bun, și deci și ăla și o sumă destul de mare, sau nu știu ce litigiu este, sau ce probleme în primărie. Păi da, dar la Comisia Locală este și doamna de la prefectură, care e doamna Manea. Deci este un jurist. Doamna este avocat de profesie. Acolo e altă situație, nu știu aici. Deci asta e o situație mai delicată, mai specială, sau de ce? Da, o situație aparte. Da, e o situație. Domnul consilier, haideți ca să nu facem altă dată. Nu, m-am oprit. Presupunem că altă soluție nu este. Hai să fim de acum foarte atenți pe viitor, dacă se mai repetă problema. Nu zic să-l votăm neapărat favorabil la acest proiect de votare. Dar nici să nu... Dar nici să fim luați din proști. Una la mână, dar a doua să, ca din motive, adică din cauza noastră să nu... Eu nu zic să vota, doamne ferește. Cine este pentru? Un amendament, dacă se poate. Specificăm în procesul verbal suma care s-a negociat. Așa, și sper să fie pentru ultima oară când ni se mai cere așa ceva. Pentru că bănuiesc că poate să facă și... Dacă sunt cazuri și... Doamne, mai discuziem și noi avem aici exact. La capitolul... La capitolul 6, domnicelului, dragi secretarul Comitetul Butrotuș, care sunt obligați și datorezi, dar găsim, eu tot am și nu are găsit lucrul ăsta. În primăria aceasta nu există niciun om cu studii juridice. Ba, poate domnul președinte să facă, dacă are studii juridice, atât timp, doamne, eu când am fost în mandatul 96-2000, domnul secretar Ungureanu, nu avea studii juridice, nici eu nu aveam studii juridice, dar am fost în instanță slavă domnului și am reprezentat primăria. Da, dar legea s-a schimbat. Eu nu, n-am comentat, am spus, vremea respectivă. Da, probabil că s-a schimbat foarte mult, da. Atunci nu, era... Ați văzut că s-a făcut o joacă și cu treaba cu stema și cu asta. Astea sunt legile, se cer, trebuie să le mai pune. Vă mulțumesc, domnul Corpul. Da, asta nu este o joacă. Domnul este o joacă. Deci noi n-am tratat-o ca o joacă. Deci să nu se înțeleagă, iar se dă pe camere, dă pe sticlă și după aceea să spuneți că ați luat-o ca pe joacă. Și omul înțelege, de ce înțelege, ce concluzii trage omul? Că noi venim aici să ne jucăm la primărie sau jucăm Baba Oarba la primărie. Nu se face așa ceva. N-am luat-o ca pe joacă. Însă trebuia să ne documentăm. Neavând material de documentare, neavând nimic, trebuia să întrebăm și spunem. Eu cred că au fost niște întrebări pertinente, nu? Da. La punct în vedere că este o ședință extraordinară, fugeri de îndată, mai venit zis, nu avem punctul ordine diverse.